stimați telespectatori, să știți că sunt emoționată pentru că invitatul din această seară, părintele Hristache Angheluță, are 100 de ani, zi de naștere pe care familia și enoriașii unde a lucrat au sărbat-o când, pe 20 și cât iunie, ați împlinit 100 de ani? La 25 iunie 9. Sunteți născut în 1914 și în 1914, da? Și acum suntem în 2014, deci pe 25 iunie am împlinit 100 de ani. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Părinte, spuneți-ne și nouă, ce ați făcut dumneavoastră în această 100 de ani? Noi ne gândim așa, cum să trăiești 100 de ani, ce frumos este! Ce ați făcut în această 100 de ani? În acest timp de funcționare am căutat să mențin locul pe care îl aveam. De, locul de muncă? Da. Unde aveați locul de muncă? În comuna Boghești. La Boghești, da. Franța. De acolo sunteți? Acolo v-ați născut, în Boghești? Nu, într-un sătuc mic. Și acolo, în satul natal, am făcut numai ultima clasă de început. Și după aceea am fost la examen de admitere la Galați. La școală de preoți? Seminarul teologic. Așa. Sfântul Andrei. Din Galați. Din Galați. Am ocupat locul și m-am luat sarcina să întrețin locașurile de cult. Dumneavoastră? Eu, personal. Cu consiliul parohial și-am trebuit să fac reparații. Când erați elev? Nu. După ce ați terminat? După ce ați terminat școala? Am terminat seminarul în 1934-35 promoție. După aceea am urmat Facultatea de Teologie Ortodoxă la Cernăuți. A, ce frumos! La Cernăuți era o școală foarte serioasă. Da. Foarte serioasă. Am făcut 4 ani teologie. Și de acolo, de pe urma muncii de elev, am căutat ca să mă aplic și eu în muncă. Unde v-a reparat? Sau unde, după ce ați terminat facultatea, unde ați fost, unde ați funcționat? La ce biserică? Păi, la început, vreo patru ani am avut 4 biserici în 4 sate. Patru biserici în 4 sate. Nu eram cu mijloc de locomoție decât cu picioarele. Și era distanță mare între sate? Era mai aproape Tăbăcești, ca așa purta numea parohie, Tăbăcești. Și de acolo am fost la biserica în 1945. Am făcut reparația bisericii. La care biserică? În ce sat? Tăbăcești. La Tăbăcești. Și ați rămas acolo? Da.
am făcut împrejmuire curții, care era și cimitir, cu garduri noi, scândură de brad. Biserica am curățat-o cu mâinile mele în interior, iar în exterior enoria și m-au ascultat. V-au ajutat tot? Absolut. Am avut atâtea ani de servici, dar n-am avut schimb de vorbe contra. Deci nu v-aș certat niciodată cu nimeni? Nu exista și n-a existat. Vă înțelegeați bine cu enoriașii, da? Eram și eu înțelegător, dar și oamenii... Aveau bun simț. M-au ținut în apropierea lor. Și am fost... Dar erați foarte tânăr, da, când v-ați dus? Aveam 30 de ani. Aveați 30 de ani? Da, 20. 1914, aici, în 45, a făcut reparații la biserică. Dar spuneți-mi, părinte... Biserica am învelit-o cu tablă nouă, zincată. În exterior am făcut curățenie, procurări de veșminte, dar n-am căutat să mă laud în fața oamenilor. Nu. Dar în 45, când s-a schimbat regimul la noi, cum ați fost privit ca preot? Că a fost o perioadă așa mai grea pentru tot ce însemna religie și... Sau fiind în satul ăla, ați trăit așa mai izolat și... Am trăit în Prisecani. În Prisecani? A doua biserică. Și a treia la Iugani, la 4 kilometri. Și la vreo 3 kilometri, peste deal l-a răsărit, era satul Plășești, unde este astăzi primar de satul Plășești. Plășești. Și dumneavoastră vă duceați pe jos dintr-un sat în altul? Absolut. Și nu era obositor? Era un program făcut. Nu a fost caz ca să nu zic că nu mă duc. Și dacă murea cineva la satul ăsta Plășești, vă luați... Vă duceați ca să faceți slujba de mormântare, de toate cele trebuie. Toate. Și dacă era... făceam pe rând. Duminica asta era la Plășești, duminica celălalt la Prisecani sau la Iugani sau la Tăbăcești. Da, dar dacă, Doamne ferește, murea cineva dintr-unul din satele astea, trebuia să vă duceți acolo, să faceți mormântarea, să cântați toate cele... Orânduite, necesare, slujbe de preot. Da. Și, părinte, preoții aveau bani mulți pe vremea aia? Câștigați mulți bani de la enoriași? N-am ținut cont. Eu era atunci, nu era salari, era contribuție oamenilor și cât voia atâta. Cât aveau, că poate unii chiar n-aveau, da. Dădeau de acolo de unde da, n-au. Nu, am avut pretenții să-mi dea mai mult cu un bănuț, nu cu un leu, cu un bănuț, nu. Și așa am dus-o în mod pașnic. De acolo ați ieșit la pensie, de la cum zic, Boghești? Din comuna Boghești ați ieșit la pensie, acolo ați lucrat toată viața? Tot acolo am ieșit în 1978. Din 78 sunteți la pensie, da? Da. Și locuiți aici cu, acum suntem în casa familiei aici, doctor Popovici. Aici locuiesc. La fica dumneavoastră, la doamna Popovici, da? De câtă vreme locuiți?
din 2005, doamna Popovici, e fiica mea. Da, am spus telespectatorilor, este fiica dumneavoastră, da. Și vă iubește și... foarte mult. Iertați-mă. Vreți să vă odihniți un pic? Poftim? Vreți să vă odihniți un pic? Nu, azi? Nimic. Nu. Deci, Și mă, nu mă, cu gândul, dar tot în parohie să rămân. Da? Cu gândul în parohie ați rămas? Da. Da? Așa a fost că am avut nevoie mari reparații. În satul Iugani avea 200 de familii. Și am... Au contribuit toți? Toate aceste familii au contribuit la repararea absolut. Bisericii? Și veneau și fizic să muncească acolo? Erau un consiliu parohial. Când era vorba de făcut ceva, era convocat consiliul și hotăra și trebuia să ascult hotărârea obștii. Nu eu voiam. Deci ei hotărau. Oameni. Da, erați și dumneavoastră, mergeați și dumneavoastră la întâlnire. Eu eram șeful. Erați șeful, da? Vă plăcea să fiți șef? E, ce se face lui? Soție era învățătoare. Învățătoare. Spuneți. La o... A fost la început, pe timpul lui Ceaușescu. În comuna vecină, Priponești. Și cum mergea dintr-un sat în altul? Tot pe jos? Și iarnă? Jos. Și iarnă și vară pe jos? Pe jos. Singură sau mai avea colege? Mai, și nu era periculos? Nu erau lupi pe acolo? Sau? No. Nu. No. Nu? Nu, păi nu plecam noaptea. Nu plecați noaptea, da? Nu, nu, nu. Dar n-aveați la biserică, n-aveați o șaretă, un cal, ceva cu care... Nu exista. Nu? Dar oamenii era. Și oamenii mă ajutau. Vă ajutau oamenii, vă dădeau? Absolut. Cum v-am spus, eu n-am schimbat o vorbă în defavoare, nici a omului, dar nici a mea. Deci ați fost un om chibzuit, cum se spune, atent, calculat, un om calculat. Da, da. Da? Eu... Câți copii ați avut? Câți copii aveți? Câți copii? Dumneavoastră, personal, câți copii ați avut? N-am avut decât o fiică. Pe doamna Popovici, da? Atât. Care e tare drăguță și care tare vă mai iubește ce mult. Ce se fac? Ea ca în 90 soția a fost învățătoare, o ieșit la pensie și ea și în 90 a răposat. În 90. Și din 90 ați venit să locuiți aici cu doamna... În 2005 am mai stat. În 2005 ați mai stat acolo singur. Am stat că aveam casă. Acolo. Făcută. Și nu mai aveți. Ați vândut-o? Am vândut-o. Ați vândut-o. Da. Și vă simțiți bine aici, la fiica dumneavoastră? Ca la mine acasă. Ca la dumneavoastră. Păi sunteți la dumneavoastră acasă, acolo unde vă sunt copiii. După răposat am mai stat până în 2005, la singur? 2 decembrie, și atunci m-am mutat aici, la fiica dumneavoastră. La Focșari. Da. Și v-a fost greu să stați singur acolo după ce a decedat soția? Am căutat o femeie casnică care să facă cele necesare, de spălatul rufilor, curățenie în casă. Ea venea și mă întreba, părinte, ce faci cu tare? Și îi spuneam, uite așa, să cumpărăm, să facem.
și-am făcut. Ați fost un om harnic, da? Un om care ați muncit la viața dumneavoastră. Nu mă laud. Nu. Lauda de sine... Nu miroasea bine. Nu miroasea bine. Dar vă plăcea să munciți, vă sculați dimineața și... Absolut. Nu era ceas care să mă prindă în pat sau să mă prindă prin sat dormind sau mă... Nu. Numai în seară, în casa mea, că mi-am făcut casă tot eu, cu banii de pe salariul pensii și după aceea a fost pentru noi contribuția preoților și luam banii cu chitanță. Numai cu chitanță? Absolut. Nu eu, nu mi-a rămas absolut niciun cuvânt. Vă spun, din potrivire sau nepotrivire. Era calculat. Și oamenii m-au ascultat. Dar vă ajungeau banii să trăiți civilizat? Banii dumneavoastră și banii soției erau suficienți pentru a duce o viață civilizată? A fost nevoie la început. Că aveam casă. N-aveați casă? Și unde stăteați? Aveați casă parohială? Nu exista. Nu? Și unde locuiați? La început am fost în vreo două, dar în Prisecani. Ați locuit în gazdă? Acolo era locul de început. Și filiala Prisecani. Și am trebuit și mă țin din cuvânt. Dar nu m-am călcat cu nimic. Nu spre laudă spun, nu. Dar fetița dumneavoastră s-a născut acolo, dar fiica dumneavoastră s-a născut acolo în sat, la Bogheji, da? Fiica dumneavoastră s-a născut acolo și școala unde a făcut-o? Liceul unde l-a făcut? Școala normală. Școala normală a făcut-o soția dumneavoastră sau fiica dumneavoastră? Soția. Soția. Și fiica unde a făcut liceul? Liceul l-a făcut la București. La București. Da. Prin căsătoria mea cu soția, frații ei... Locuiau în București? Era inginer, soția, profesoară în București. Și am lucrat acolo și am dus fetița. Și a învățat acolo. La București. Și a făcut și a ieșit ingineră. Ingineră și s-a măritat cu domnul doctor Popovici, pe care noi îl cunoaștem și îl respectăm foarte mult. Da. Și a venit aici la Focșani, unde și domnia sa are doi copii, da? Aveți doi nepoți, da? Da. Aveți doi nepoți. O nepoată și un nepot. Nepot. Da. Nepotul este salariat în București. Și nepoata? Iar nepoata? Nepoata e în Roma. În Italia. Italia. În Italia. Acolo este cu serviciu. Da. Copii foarte buni, copii deosebiți. Părinte, spuneți-mi, ați dus-o sufletește, ați dus-o bine în toată această perioadă, deci, stimați telespectatori, 100 de ani, părintele Tistache Angheluț are 100 de ani. Multe ați putea să ne povestiți, nu, din această 100 de ani pe care ați petrecut-o pe pământul românesc. Noi am fost, familia Angheluț, am fost
trei băieți și trei fete. Trei băieți și trei fete. La tata și la mama. Tata a trăit 92 de ani, iar mama 90. Deci o familie longevivă, da. Cu oameni care trăiesc mult. Venind și eu aici în București. În Focșani. În Focșani. Am primit și eu diplomă de longevitate. Păi da, la 100 de ani, excepțional. Dar eu sunt uimită că doamna Popovici îmi spunea că vă duceți și vă plimbați singur prin parc. Vă duceți... În fiecare zi, astăzi așa este de făcut de mine programul. Nu mi l-a făcut nimeni. Mutându-mă în Focșani, am căutat ca să mă informez când e liber timpul pentru mine sau când sunt reținut de a funcționarea copiilor, a generului și a fiicei. Fiicei. Și cum, plecați singur în fiecare zi la plimbare? Absolut. La vârsta mea, la ora 10, sunt plecat din localitate, din bloc, nu din localitate, da. Fac plimbare puțină, că nu mai pot. Nu mai puteți să mergeți. De picioare. Dar puteți să urcați scările singur? Unde? Aici, în bloc, sunt niște scări de urcat, puteți să le urcați? Toate cărțile care mi le-a dat și acum am primit zilele astea 3 cărți. Nu de cărți, spuneam, de scări, de trepte. Puteți să urcați treptele din bloc? Întâi am făcut un plan al vieții când am venit la Focșani. Făceam o oră pe jos, în oraș. O luam de la locuință până la fostul loc al tribunalului. De acolo luam pe o stradă până la Biserica Catolică. Și de acolo luam până urcam sus la Biserica Catolică și ajungem la Liceul Cuza. La liceu sau unde? Nu. Dar și vă întorceați singur acasă? Veneați singur acasă? Aici? Da. Da. Da? Da, acum mergeți mai puțin, nu vă mai aventurați așa departe. Nu, acum am scurtat drumul. La biserică vă duceți la slujbă duminica? La începutul, după transfer la Focșani, m-am dus la preotul bisericii, care era... Aici, în grădina publică, pe care l-a omorât? Așa. Un criminal... I-a vărât cuțit în inimă. Și de atunci nu v-ați mai dus, m-am zăpăcit și eu. Mi-a luat, dar am avut atâta plăcere cu preotul ăsta câțiva ani cât am făcut, am avut numai plăceri, dar când era vorba de slujbă, era slujbă. Făcea slujbe frumoase, părintele? Da, da, da. Părintele... Nu mai știu cum se numea. Tudor Marin. Tudor Marin se numea? Da. Ce nenorocire a fost, ferească Dumnezeu, Doamne ferește, ce nenorocire. Și... Da.
Și omul ăla care l-a omorât, se pare că era un psihopat. Eu ce probleme. Să vă spun, m-am consumat și eu de pe urma faptului ce s-a întâmplat. Și am luat parte la toate serviciile lui înmormântare de serviciu. De când n-ați mai făcut slujbe, părinte? De când n-ați mai... Stați. După aceea, a fost un timp cât s-a ocupat locul de preot la biserică, că era singur preot. Și după numirea preotului la biserica aici din parc, da? Biserica nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Și am făcut cu preotul ăsta slujbă. Ați făcut dumneavoastră slujba? Ați slujit dumneavoastră? Da, vreo câteva cu ăsta nou am trei slujbe. Trei slujbe. Și după aia n-ați mai fost la biserică. E greu, că e obosit. Nu pot să stau. Nu puteți, sigur că da. Spuneți-mi, vă rog, acum, în luna trecută, când ați împlinit 100 de ani și când ați v-a observat în Oriaș și la Boghești și am venit și noi și v-am filmat, spuneți-mi... Atunci ați fost... Da, v-am filmat și v-am dat la televizor, la noi, și a văzut toată lumea. Am primit atâtea decorații. Așa, ați primit, a fost o manifestare frumoasă, da? 7-8. V-au primit bine oamenii de acolo, da? Și primarul de acolo v-a primit foarte bine. Le-am toate așezate. Ați fost în... Și-am primit diplomă de longevitate la 29 de ani și la 100 de ani. Și la 100 de ani. Și la anul o să primiți altă diplomă de longevitate. Da. Spuneți-mi, dumneavoastră acum, nu, în primul rând, cum de ați reușit să vă mențineți așa de stăpân pe dumneavoastră la vârsta pe care o aveți, că totuși 100 de ani este o vârstă plină de... Atunci făceam pentru mine, dar acum mă gândesc și la cei la care mai sunt și năcășesc. Că și ei au destule pe capul lor. A ajuns fiica mea pensionară, ginerile, pensionar, doctor. Eu, tac și zic. Se poartă frumos cu dumneavoastră, da? Sunt niște oameni deosebiți. Știți, am fost la un azil de... Și am făcut în... Ultima dată slujbă, pe 24 iunie, acum 24 iunie, da. Acum câți ani? Acum. De curând? Da. Dar spuneți-ne, vă rog, cum de v-ați menținut? V-ați menținut un echilibru psihic foarte bun. Văd că aveți o memorie foarte bună. Cum? Cum? Ce ați făcut? Ce ați făcut? Nu făceam nimic până nu mă gândeam. Și dacă rămâneam singur, hotăream. Păi, așa se fac. Deci cântăreați dacă e bine sau nu e bine să faceți un lucru, da? Da. Ați fost fumător? Nu. Nu? În viața mea, odată am fumat, am fost într-o excursie
în insula Dahale. În insula Dahale, da. Și acolo ați fumat? Stai să vă spun. Acolo era o organizare turcească. Cine vinea? Că nu erau români, erau turci. Da. Dar știau românești. Și spunea, ați venit să ne vizitați. Cu ce vă răsplătim? Așa spunea. Și... cu o cafea turcească, nu? De acolo am plecat. Și ați fumat acolo la... ați fumat? Mi-a dat cadou un pachet de țigări. Am fumat, am aprins-o, am fumat o două, trei respirații, așa. Și ați aruncat? Nu. Era amară. E amară, așa este. În tutun. Da. Și m-am lăsat. Și v-ați lăsat de toată viața. Toată viața. Dar de băut? Că la, ca preot trebuia să mâncați, să bezi la toate pomenile. Da. Dar toate îmi avea cu împătarea. Așa este. V-ați îmbătat vreodată, părinte? Nu există. Eram student. Și ne-am dus la biserică, colegi. Eram la căminul studențesc. Da, erați student la seminar, da. Și am fost nevoit la academie. Și să mă acomodez acolo. Și acolo colegii, băi, hai să bem o bere. Mai vizitați voi. Hai să bem în pavie. Mai merg. Am dus, am luat, am băut, am ieșit, nu m-am văzut. Nu. Deci, un pahar și atât. Puneam pahar, pune sifon. Nu pune apă, sifon. Și așa am putut să mă desobișnuiesc de beție. Am îndepărtat. Dar colegii dumneavoastră mai mergeau și mai... A, cum să nu? Da, mai beau câte un... Am avut un coleg care el la Crăciun, băi, Hristache, ziua ta astăzi, tu ești slujitor al Domnului Hristos. Zice... Dă de băut. Nu. Toate măsurate. Nu. Și n-am băut. Nu m-am îmbătat. Care au fost cele mai frumoase? Adică dacă stați și vă gândiți câteodată, părinte, ce amintiri v-au rămas așa pregnant în suflet? Care sunt amintirile cele mai frumoase din viața dumneavoastră? Viața dumneavoastră de 100 de ani. Eu totul a fost ca să stau la locul meu, să-l caut rostul vieții în serviciu. Deci ați ținut foarte mult la serviciu pe care l-ați avut. Nu mai la activitatea dumneavoastră de preot. Ați avut vreo operație, părinte? Ați suferit vreo operație? Ați fost bolnav? Ați avut... Când eram la prizăcan preot și cumpărasem o vacă de am avut lapte ca să-i dau fiică-mi să mănânce, o pus și-o tăiat
în jurul casei, a grădinii unde cumpărase, că m-am pus în câmp de mi-am făcut casă. N-am cumpărat casă făcută. Deci ați făcut dumneavoastră o casă nouă. Da. Și am tăiat zilnic buriană, iar ce creștea prin grădină și am dat la vită. Și avea lapte. Dădea într-una din zile. Am dus și eu ce-o rămas de la vacă. O grijă și e. Da. Mi-au cu brațul și l-am pus după vagonul. Mi-a intrat un spini. În deget. Aici, la încheietură, un spini alb. Și s-a infectat. Și stai să vedeți. Când a intrat, s-a rupt de la suprafață și a făcut infecție. M-am dus la doctorul, era de la Craiova. Și mi-a spus, lasă că nu-i nevoie, dar un asistent care mă cunoștea că era din apropiere mea cu locul natal, nu-i mai ții minte numele. V-a spus că e grav, da? Măi, Hristoace, ia-i încoace. Ieșise la doctor și se infectați. Băi, se poate să fie o infecție și pentru toată viața. Mai degrabă tăiem ceva din... Și va tăia degetul? Și va tăia degetul? S-a uitit cu infecții, tot atunci, pe loc. Doctorul n-a vrut. Și asta a fost singura operație din viața dumneavoastră? Atâta. Atâta. Da, pentru că dacă telespectatorii noștri ar fi aici, ar vedea ce ten frumos aveți, n-aveți un rid pe față și ce privire sinceră și frumoasă aveți, ce ochi frumoși aveți. E, așa am dus viața. Ați dus-o așa, simplu și cu credință în Dumnezeu, da? A avut vreo importanță, are vreun rol credința în Dumnezeu? Asupra, are vreo influență asupra noastră ca oameni? A fost mare. Noi am fost, cum am spus, trei frați și trei surori. Toți au făcut școală? Toți frații dumneavoastră au învățat carte? Eu eram cel mai mare și m-a dat la școală. Nu am putut să mă... Pui și pe alții să învețe. N-aveau bani. N-aveau posibilitate. Da, sigur. Și frate meu, acesta, după mine, Ion, trăiește. Trăiește? Și trăiește. Și câți ani are? În adjud. Ia uite ce frumos, mulți să fie sănători. S-a dus și-a învățat șofer. Trebuie să fac ce a crezut eu pentru mine. Sigur că da. V-ați ajutat frații? Cum să nu? Da, să vă spun. Tata cât a trăit cu mama, n-a avut pământ ca să muncească. Tata a avut
niște teleu mai mult râpi, păștea oile, ca vac ce avea, dar am fost nevoit și fac ajutor la frați. După ce tata o cumpăra pământ, noi munceam și eram la școală, la Găraț. Și i-a dat pământ la băieți. Făcut 43 de hectare. Ia uite! Cumpărat cu mama. E... Și l-ați muncit pe toate 43 de hectare când au venit comuniștii și nu vi le-au luat? Dai ce vezi. Nu. Nu lăsa pământ nou și nou, băieților, la fiecare. Și mi-a dat și mie. Mi-a rezervat, a făcut testament prin judecătorii la Bacău. Și ce ați făcut cu pământul pe care vi l-a lăsat tata? 4 hectare mi-a dat. Și îl aveți? Îl mai aveți acum? Stai să vedeți. A făcut testament prin judecătorii și ne-a dat la fiecare. Când am fost dus după răposatul tata, am căutat să împărțim avere. Eu eram preot, soția învățătoare și l-a întrebat, sunteți mulțumiți cu ce vă lăsa părinții? Da. Da, eu m-am sculat, am cerut voi să-mi dea și mie și vorbesc. Zic, aceste 4 hectare de pământ mi-a lăsat tata. Refuz să mai fie valoarea pământului asupra mea. Să fie împărțit la frați că ei au muncit alături de mine ca să pot face școală. Școală și... Și le-ați dat lor pământul, da? Le-ați dat fraților. Da. Ce frumos! Și îi spui judecătorul își face cruci. Făcut o cruci. De ce? Păi da, ei m-au făcut cu putere materială. Frații au muncit. Ia că n-am primit în viață, spune judecătorul, n-am primit în viață, nu-mi trebuie. Și-am refuzat. Și-am rămas acolo. La frați, foarte frumos. Părinte, pentru că nu prea mai avem, a trecut repede timpul, a trecut repede această 100 de ani a dumneavoastră?
pe negândite. Pe negândite. Timpul trece foarte repede, da? E... Dacă ar fi să vă nașteți din nou, tot preot v-ați face? Poftim? Dacă v-ați naște din nou și ați lua-o de la început, tot preot v-ați face? Când am terminat eu seminarul la Gălați, aveam un frate mai mic și tata, măi, stați-mă, hai e pe Georgelică. El asupra ta și îndeamnă să facă și el preot. Am intrat pedagogul în alte zile la seminar unde am învățat și l-am luat asupra mea. Pe fratele. Pe fratele. Trăiește și astăzi la Cluj, Georgică. E preot? Nu. După facultate, a intrat în altă muncă. S-a căsătorit, a intrat în muncă. Și trăiește și astăzi. Deci sunteți o familie de longevivi? Fratele din Adjud, născut în 1921. E mai tânăr. Lăvărât. Iar la șofer s-au căsătorit, luat o fată de prin Adjud și o trăit o viață și ei au cumpărat casă. Și-o duc foarte bine, da, da. Da. Iar Georgică așa la... De la Cluj, da. Trăiește și azi. Și întreabă de mine. Dar nu v-ați mai văzut de mult? Poftim? Nu v-ați mai văzut de mult? Nu mă pot. Nu mă pot duci. Dar el nu poate să vină încoa? Nici ei n-au venit? Ne-am întâlnit la Adjud, la frate. Și acolo am stat de vorbă. Acum 4-5 ani. Acum 4-5 ani. Părinte, s-a terminat emisiunea, dar mai venim pe la dumneavoastră, ne mai primiți? Voi de mine, la mine nu-i casă. Eu să vă spun cinstit. Am avut, o venit statul, mi-a dat 1 hectar de pământ în proprietărie. Am făcut casă, am făcut gospodărie și cu soție. Deci ați fost doi oameni care ați muncit și care v-ați văzut de familia dumneavoastră, da. Și trăim în bune relații. Au venit acum în anul ăsta. Mai am o soră care trăiește. E la comuna aceea, una Bodești, în satul Măldărești, trăiește la Gârbovă. Da. Părinte, state... Când eram și avem banii, ce făceam? Vindeam. Uite că pică mea trăiește. Măi, o să ajung bătrân. Vă las vouă, măi. Vindeam pământul, o chemam, hai la Adjud, făcea acte de vânzare, Rodica primește banii.
Eu nu primesc. Toți banii adunați a fost lăsată rodicării. Fiicei dumneavoastră? Da. Care vă iubește de pe și care m-a invitat astăzi, mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă, mai venim pe la dumneavoastră dacă ne primiți. Și vă dorim încă o dată sănătate multă, viață lungă, la mulți ani. Mulțumesc! Da, asta... Znaite Bog, eu am fost în Rusia... Știți rusește, da, ce a spus de Dumnezeu. Dumnezeu știe, da? Dumnezeu știe. Așa este, numai Dumnezeu știe. Să rămână, părinte! Și la mulți ani! Mulți ani, doamne!